O explozie a avut loc în apele mării în această dimineață în zona Costinești. E posibil ca această explozie să fi fost provocată de o mină, însă mai multe informații despre acest subiect ne aduce Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am găsit, Florin. Care sunt informațiile pe care le avem până acum legat de incident? Bună, Alice. Forțe ale Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat astăzi la Costinești, pe digul din fața hotelului Forum, după ce acolo a avut loc o explozie și, cum spuneai tu, se pare că o mină marină ar fi atins digul și ar fi explodat. Din primele informații nu sunt victime sau pagube materiale. Ce vreau să mai spun este faptul că de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, aproximativ 40 de mine marine au fost neutralizate în bazinul vestic al Mării Negre de către forțele navale din România, Turcia, Bulgaria și Ucraina și se consideră că peste 400 de mine ar fi în Marea Neagră. Multe dintre acestea sunt vechi, din perioada sovietică și parte din ele, o mină de regulă este prinsă de fundul mării, dar din cauza vechimii lanțurilor, acestea se pot desface și, cum spuneam mai devreme, foarte multe sunt purtate de curent. Forțele navale române au o misiune permanentă de supraveghere a litoralului, de identificare a minelor și de distrugere a acestora și au anunțat în mai multe rânduri când au distrus mine care se apropiau de litoralul românesc. Florin, rămânem cumva tot pe litoralul românesc și știm că după 4 ani de absență, forțele navale organizează mâine din nou Ziua Marinei și navele noastre vor defila la doar câțiva zeci de kilometri de conflictul din Ucraina. Cât de pregătită e România în acest moment de un conflict? România nu este pregătită de un conflict, asta este clar, o știe toată lumea, însă în același timp trebuie să spunem foarte clar că nu există niciun risc major ca România să fie trasă în acest război sau Rusia să invadeze România. Într-adevăr, este un risc foarte mare de realizarea unor incidente. Am văzut explozii în apropiere de Tulcea, explozii în apropiere de Galați, rachete rusești care au trecut foarte aproape de spațiul aerian al României, avioane rusești care au doborât o dronă americană în spațiul aerian internațional, care au șicanat un avion al poliției de frontieră polonez, în care erau inclusiv poliții de frontieră români și au forțat să aterizeze la Cogălniceanu. Este clar că Rusia vrea să arate că nordul Mării Negre este cumva sub dominația ei. Tocmai în această cauză, polițienii români ar trebui să facă mult mai mult pentru înzestrare, în special a forțelor navale, deoarece singura graniță a României cu Rusia este pe Marea Neagră. Și exact aici, în ultimii 30 de ani, nu s-a făcut nimic, iar anularea contractul de achiziție pentru cele 4 corvete și modernizarea celor 2 fregate a lăsat cumva cu gura căscată, în special pe marinari. Sper ca mâine oficialii care vor merge la Ziua Marinei să le explice marinarilor de ce a fost acea licitație anulată și de asemenea să le explice care este planul pentru viitorul apropiat, deoarece cred că marinarii în primul rând s-au săturat de promisiunile politicienilor. Îți mulțumesc tare mult, Florin, pentru informații și revenim cu detalii pe măsură ce acestea apar.